Bă, mi-am adus aminte de textura asta și am zis, bă, trebuie neapărat să mă joc cu ea. Așa că facem un episod de Skyros, boșilor, haideți să intrăm în primul match. Bă, nu știu dacă știți textura asta, dar când aveam și eu contul meu celălalt, mă jucam foarte mult UHC, mă uitam foarte mult la băieții ăștia de pe Pixel care se jucau UHC și chestii de-astea. Și tot timpul am vrut să știu textura asta și când am aflat de textura asta cum se numește și de unde pot să o iau, e insane. Deci e textura asta prea șmecheră. Ai viață de jucător de Minecraft dacă n-ai jucat cel puțin odată cu textura asta care e prea OP, prea frumoasă. Da, ok. Ok, cum am zis, textura asta e prea aici mai chiar, adică dacă n-ai jucat cel puțin o dată Minecraft cu textura asta, înseamnă că nu sunteți jucători, domne, de Minecraft. Cel puțin toți playerii de pe serverul ăsta cred că au jucat. Ce sunt, bă, coi, s-a redus? S-a prea redus mental, bă, oameni, bă, nu știu ce ca fac, nu știu ce dracu am. S-a ferit. Nu, no, acolo sunt voi, ok. Oh, da! Oh, oh my fucking god, bro! Bă, da, se poate, bă, să mă joc și jocul ăsta, bă, să câștig și eu ceva, să fac și eu ceva? Nu se mai poate, doamne, deci fac 5 ani în asta, cred, și n-am făcut nimic. N-am făcut nimic, are episodul ăsta 3 secunde. Nici ea, da, sucul. Nice. Clean up her. Pentru că, doar pentru faptul că am protection 3 și... Da, prostul ăla. Bă, dădeam cu rodă, bă! A căzut un... A căzut un... Nice! În sfârșit! Doamne, bă, da, ce mici, interesant! Bine, bă, și vreau să vă zic că mi-am pus și eu în sfârșit Windows 10 înapoi. Am revenit la origini, gen. Și mă simt foarte ciudat acum pentru că nu știu, m-am obișnuit prea mult cu Windows 10, cu Windows 11 și acum să vin la originile care na, au fost odată și odată, e cam ciudat. Bravo. Hai, bă, da, ce, bă, de ce, ce-i chitul ăla că mă enervează? Și de ce mai pe harta aia dau de băieții aia care joacă fucking chitul ăla, bă, că e annoying rău. Trebuie să schimb, să scap de numele meu, să nu mai văd, că mă cam enervează. Hai, da, bă! Hai, mă, de ce asta, mă, omule, mă? Ok. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Să vedem ce se întâmplă aici. Bravo. Ok. Salut. Ah, ok, doar așa. Interesant, deci. Wow. Dacă tot mi-am pus Windows 10, vreau să am cum puteți observa, mi-am pus altfel, mi-am schimbat puțin setările de la Batline, am zis că să, nu știu, să revin la origin, chiar origin cum jucam înainte cu toate modurile și chiar asta am făcut, adică am pus și efectele ca să văd și eu efecte ce efecte am. Chestia asta de armurica aici. Da, wow. Copile. Stare de perle. Da. Ah, eu nu înțelegem cine arde.
Oh, ce-ar murai? Ce-ar murai? Mâncați așa că dau în tine de jumătate de ora să moară el. A prins Protection 3 pe pantalon de Diamond Cup de la Kid, plus Protection 4 pe chest plate. Și-o cu sabie normală dădeam până mâine, mă omule, mă, până mâine dădeam și tot nu-l omoram. El a dat 3 hituri în mine, mă omule, eu am dat 73 de hituri în el și totuși n-am putut să-l omor. Level 200. Ca așa-mi place mie să mă bag cu ăștia de level. Iau și-o strength. Dar tu de ce te uiți la el? Tu de ce te uiți la el, copile? Ăsta a rămas un... Aaaa, copile! Haide bă, dar de ce toată lumea are perle? Dacă și ăsta are, perle, și ăsta avea perle sau? Nu știu dacă și ăsta avea perle, dar am văzut ceva în formă de perlă și am zis nu o să poată așa ceva. Toată lumea fuge, bă, toată lumea fuge de mine. Bă, și lor, nu mai fugiți la mine că eram full iron. Bă, pune full iron. Bă, uite pe cine am bătut numai pe full diamond, eu și un aia bone. Am încercat să iau kill, dar în saput n-am burger, n-am nimic să dau. Dar nu am nimic! Sunt! Pa familia mea! Asta e cu ce te... Ce ești așa agresiv? Hai băi, dar e norocul meu, măi, dai un hit, mă arunci 3 blocul și eu jumătate de bloc. Da, asta e. Să-mi dea și mie niște bulgă, ia uite. Ia uite ce mi-a dat acum. Ia uite ce mi-a dat acum, pentru toate meciurile. Haide bă! Și asta mă enervează, că înainte mă mișcam așa de repede și acum mă mișc secrabil de prost. What the fuck? Ce s-a întâmplat? S-a dat un clean, corect? Dai mă că e toată harta aici, mă, prostul ăsta dă coarcu, mă! Dai mă coarcu, mă, e dobit acolo! Dai mă coarcu, mă, dai mă coarcu, mă, e dobitocule, ești un dobitoc! Bă, eu m-am dus la mid pentru că vorbeam, am avut noroc de armură. Acum o să vină, mă, vin. What the fuck? Și-a băgat jocul în bar. Haide, bă! Uite, bă, și bă, ce-i asta, bă? Ce-i asta? Da bă, cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai veți episoade din continuare. Iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare. Salut!